Deschidem Sfânta Scriptură și citim un singur verset pentru început în seara aceasta, de la Epistola Sfântului Apostol Pavel către Romani, capitolul 14, de unde citim versetul 13. Continuăm cu ajutorul Domnului în seara aceasta mesajul început săptămâna trecută, pe care l-am intitulat Social Media, efectele nocive, efectele nocive care vin după social media și, de fapt, în urma tehnologiei și a comunicării avansate. Citim versetul 13 din Romani, capitolul 14. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Săptămâna trecută, cu ajutorul Domnului, am căutat să scot în evidență faptul că social media, toate platformele de comunicare, pot să fie foarte bune și sunt folositoare și în mare parte unii dintre noi nici n-am putea funcționa fără de ele în contextul actual, dar în același timp sunt foarte periculoase, foarte primejdioase și au foarte multe efecte nocive, păcătoase, care distrug. Și din cauza aceasta noi trebuie să exersăm o înaltă măsură de disciplină, de care n-a fost nevoie în urmă cu 30, 40, 50 de ani. Acum trebuie să fii peste măsură de atent, ca nu cumva să fii prins, să fii păcălit, să fii înșelat, având poarta asta uriașă de a intra în lumea virtuală și de a comunica instantaneu cu toată lumea și a afla tot ce se întâmplă în toată lumea. Am arătat săptămâna trecută primul efect, risipa de timp, și nu mai zăbovim. Al doilea, nu le-am pus într-o anumită ordine, le-am pus așa cum am primit inspirație, dar importanța lor cred că este la fel și depinde de persoana care aude și căruia îi se aplică. Prima, risipa de timp, apoi invidia, gelozia care se naște și apoi nemulțumirea care culminează chiar cu sinuciderea. Rata sinuciderilor a crescut în ultimii ani într-un mod îngrijorător, mai mult în lumea civilizată și avansată decât în lumea mai rămasă în urmă. Al patrulea, cu care începem în seara aceasta, al patrulea efect nociv și păcat care se naște de aici este judecata. Judecată. La ora actuală se judecă oamenii unii pe alții mai mult decât oricând în altă vreme în istorie. Pentru că acum afli lucruri despre alții foarte ușor și le afli în frânturi, în pasaje doar sau în clipuri, în bucăți, în părticele mici. Nu cunoști tot, doar afli o frântură, ai auzit ceva. Bună oară, primești un videoclip de la cineva cu 30 de secunde și zici că e o grozăvie, dar nu e adevărat, pentru că ceea ce e acolo e scos din context. De exemplu, nu știu dacă mai este, dar mi-a trimis și mie cineva ca să-mi facă bine, să mă ajute, un videoclip cu persoana mea și sunt portretizat ca cel mai rasist om de pe fața pământului. Și am zis, măi, nu știu dacă mai este vreo biserică în lumea asta care face mai mult pentru alte națiuni, pentru India și pentru Africa, mai ales o biserică română, vorbind despre români.
Și nu știu dacă mai este vreun păstor mai implicat în aceasta, și cu timpul, și cu energia, și cu chemarea, și cu buzunarul, și cu toate, din dragoste pentru oamenii care sunt de altă națiune, de altă culoare, de altă cultură, din altă parte. Dumnezeu care ne cunoaște inima și știe că îi iubim pe toți la fel și dorim pe toți la fel. Dar oricând, dacă folosești o expresie care scoasă dintr-un context mai larg, aceea poate să sune foarte rău, foarte grav, foarte periculos. Și ce face toată lumea naivă care e trasă în cursă? Judecă, acuză, vai, dar cum se poate, dar cât de grav e, dar cât de periculos. Acum eu zic să nu merge să le faceți views la ăștia, că ei de asta dau. Deci să știți, ăștia-s oamenii fără de legi, ei de asta fac videoclipuri cu oricine care are un nume, face ceva ciudat pentru ca să aibă views, că ei câștigă de acolo, ei fac bani din treaba asta. Deci ei fac bani prin păcătuind. Având acces la tot felul de informații, dar numai frânturi, că tu n-ai de unde să știi toată povestea. Eu n-am de unde să știu. Primești un e-mail cu o singură fază. Uite ce s-a întâmplat acolo. Și tu începi să judeci. Dar cum s-a putut? Dar de ce? Dar e imposibil. Dar extraordinar. Dar mă, nu se poate, mă, asta e strigător la cer. Dar tu habar n-ai că aia e numai jumătate, aia e numai frântură. Lucrurile nu stau așa cum ți-ai format în minte, pentru că n-ai fost informat de tot adevărul. De câte ori n-ai judecat și într-o parte și într-alta? Bună oară, primești o poză de la o familie sau vezi un video, cum au mers ei nu știu pe unde. Au mers ei și-au făcut poză cu o mașină scumpă în față la un hotel foarte scump sau la un restaurant foarte scump și ai văzut poza asta și imediat ai judecat. Și ai zis, bă, dar eu n-am știut că ăștia sunt așa bogați, bă, dar ăștia au bani, mă. Dar noi când o să ajungem? Și ei n-au bani. Ăia sărași, poate cu ultimii bani, poate că au fost numai în trecere pe acolo. Poate că au făcut poza aia numai ca să se dea bogați, ca să se arate că au și ei bani. Și duc pe toți în eroare. A, uite-mă ce bine o duc ăștia. Alții își fac declarație de dragoste pe social media. Un lucru care, hai să zic că nu-i așa de rău, dar nici nu-i chiar așa grozav. Nici nu-i chiar așa grozav. Tu să-i faci declarație de dragoste la nevastă ta pe social media, ca să te audă toată lumea. Oh, I love my wife so very much, să știe toată lumea. Adică să te dai în spectacol cât de mult îți iubești tu soția. Și când te aude cineva, zice, bă, ce grozav, ăsta, ia, ăsta, extraordinar. Dar numai nevastă ta știe că nu-i chiar așa. Tu faci treaba asta ca să te dai în spectacol. Că ceva-i putred, dar vrei să arăți. De câte ori am judecat? Și am judecat greșit. Și înspre bine, și înspre rău. Mă, dar ce nepocăit e ăsta, pentru că... Și acolo un cuvânt sau o frază. Dar nu-ți dai seama că poate aia chiar o greșeală, sau din nou e scoasă din context. Sau, vai cât de pocăit e ăsta, uite ce frumos. Dar e putred în spate, numai știe să folosească cuvintele frumos. Accesul la informații și știind ce se întâmplă peste tot, dar în frânturi, nu-i chiar așa mare avantaj, nu e chiar mare binecuvântare. Vai ce mult pierdem! Acum nu mai sunt secrete, numai familia nu mai poate să ascundă nimic, dar nici nu mai vor. Tânăra generație care crește în mediul ăsta, în care toată lumea știe pe toată lumea, nu știu că trebuie să fie lucruri care ori aparțin familiei, ori n-ar trebui să le cunoască. Copiii nu mai au copilărie. Asta nu-i copilărie.
de la 8 ani de zile cu telefonul și acces la tot gunoiul din lumea asta, numai copilărie, numai copilărie. Spui că îi pui filtru, da, ca și părinte încerci, îi pui filtru acolo, dar ăștia cu tehnologia sunt mai deștepți ca tine, că vine cu un app care se ascunde în spate la un alt app și nu-l prinzi, până îl descoperi, apar alții cu un alt app, nu-l poți să-l prinzi. Și când l-ai prins, copilul merge la telefonul altuia la care părinții nu-i interesează, părinții nu-l supraveghează. Tu crezi că, mă, o să am grijă, o să am grijă. Și tu ai grijă și faci ce depinde de tine. Da, el are acces la colegul de la școală care n-are părinți sau pe părinți nu-i interesează. Ce mare pericol! Își pierd copilăria și inocența. Sunt lucruri pe care un copil la 5 ani, la 6 ani, la 8 ani n-ar trebui să le știe, n-ar trebui să aibă informațiile astea, pentru că sunt pentru cei adulți. Era o vreme, și țineți minte, când eram copii și părinții și profesorii spuneau, bă, tu ești prea mic pentru treaba asta, bă, nu-i treaba ta, nu te băga acolo, stai cu minte, fii copil, până-ți vine vremea. Acum copiii își pierd inocența. Dacă vine copilul de la școală, dacă vine băiatul de la școală la 4 ani și întreabă pe mama plângând, eu întotdeauna o să fiu băiat? Am I a boy? I will always be a boy, mom. I want to be a boy. Ce s-a întâmplat cu lumea asta care are acum acces la tot felul de informații? Nu s-a făcut mai bună, pentru că omul înascuns are acces la lucruri nepotrivite. Și în prima fază, unul din păcate este tocmai cel amintit, judecata. Ne judecăm unii pe alții și la bine și nu avem dreptate, că unii cred că le merge prea bine la un, bă, ce bine le merge, și nu le merge așa bine cum arată social media. Și despre alții zici, bă, ce rău le merge, și nu le merge așa de rău cum e pe social media. Nici nu sunt așa de pocăiți, nici nu sunt așa de nepocăiți. După informațiile care le primești și după o poză de aici sau de acolo, nu te poți lua. Și acum lumea este obsedată de chestia asta. Să trimită, dar să trimită ce-i mai bine, ce arată mai frumos. Păi te îngrozești dacă umbli în lumea asta, te îngrozești. Câte poze își fac oamenii, dar selfies. Am văzut ultima dată, cred că 2 săptămâni în urmă, nu știu când, am trecut pe la mall și am văzut că s-a deschis shop pentru selfies. E un store întreg, cu tot felul de background-uri, unde să meargă copiii și tinerii să-și facă ei poze și să arate ceva grozav ca să impresioneze prietenii, să spună wow. Și sunt pur și simplu obsedați ca să trimit o poză și să primească like-uri. Că dacă nu primește like-uri, e distrus, e depressed. Vai, am trimis poza asta și nu a zis nimeni nimic. Auzi? Știți că asta e o povară extraordinară. Și pentru adulți, frați și surori. Mă, am trimis poza asta și nimeni nu a zis nimic. Asta e ca o pedeapsă, e ca o blasfemie. Extraordinar, mă, la nimeni nu-i place, nimeni nu zice nimic, niciun compliment. Și atunci cine are curajul să corecteze pe cineva? Cine are curajul să corecteze pe cineva care face ceva greșit? Când ai corectat ultima dată pe o tânără, de exemplu, că a fost rochia prea decoltată sau prea scurtă, că a fost prea goală? Când ai comentat ultima dată și să spui, nu știu dacă asta corespunde, nu știu dacă imaginea ta corespunde cu titlul pe care îl porți de fică a celui preanalt? Nu știu când ai făcut, că n-ai voie. Dacă faci lucrul ăsta, îți sar ceilalți în cap și te și divorțează de tine imediat, te scoate afară.
judecată și judecată rea, că dacă ar fi din asta prin care să ne corectăm unii pe alții, n-ar fi chiar așa de grav. Atenție! Atenție la toți care sunteți prea conectați! Atenție la judecată! Nu vă încărcați cu păcate, păcate care nu trebuie făcute, păcate care sunt o ispită celui rău. Să judeci fie bine, prea bine, fie prea rău, fără să cunoști adevărul. Și asta se întâmplă. Al cincilea efect nociv, flirt și adulter. Flirt și adulter. Nu prea au curajul și nu prea se publică suficient. Câte divorțuri, câte păcate se nasc de aici. Se nasc de aici. Că dacă oamenii și-ar pune poze cu familia, o poză de grup, că am fost acolo și să fie frumos și decent, n-ar fi așa mare rău, n-ar fi mare lucru. Dar ce fel de poze se pun? Se pun poze provocatoare, ca și cum oamenii ar fi de vânzare. Și teribil. Pe vremuri am mai intrat, am fost informat, chiar la început, dar acum nu mă mai amestec în așa ceva, că e prea mult de lucru acolo și nu vreau să-mi pierd vremea. Dar la început, nu mi-aduc acum aminte care a fost prima platformă înainte de Facebook. MySpace. A apărut, asta a fost prima platformă. Și atunci a fost mare vâlvă așa între oameni. MySpace. Ok? Dar nu era MySpace. MySpace, it's everybody's space. Asta era. Și atunci am fost provocat, cred că nu greșesc, nu vreau să dau vina pe soție, dar cred că soția mi-a zis, măi, am văzut acolo niște poze la o soră care nu o să iasă bine de aici. Și am zis, dă-mi voie să intru. Am intrat și eu, m-am uitat la poze, la câteva, și am scris un mesaj, i-am trimis un e-mail sau un text la bărbatul său. Am zis, nu scriu eu la sora, am trimis la bărbatul său. Și am zis, frate, iartă-mă că îndrăznesc, dar cred că ar fi nevoie să intervii. Voi sunteți credincioși, voi aveți o reputație bună. Dacă eu sunt un străin, dacă eu aș fi un străin și aș fi intrat pe spațiul soției, eu aș fi zis că ea e de vânzare. Eu asta aș fi crezut. Te rog frumos. Și el mi-a trimis un mesaj că o să încerc. Now, să vă spun că povestea asta s-a terminat foarte rău și s-a isprăvit în divorț. Yes, îmi pare rău să vă spun, dar așa s-a întâmplat cel puțin cu cazul ăsta, că s-a isprăvit în divorț, dar după mulți ani de zile, nu atunci. Atunci numai s-a văzut sămânța, atunci s-au văzut lăstarii, atunci s-au văzut floricelele, dar a ajuns la divorț. Flirt și adulter. Dacă toată ziua ești pe social media și te uiți la toată lumea, bărbate, va fi imposibil să nu-ți scoată diavolul în cale pe o femeie sau o tânără care arată mai bine decât nevastă-ta sau tu crezi că arată mai bine decât nevastă-ta și care să ai impresia că are ceva în plus și diavolul să te păcălească, să te mintă. Ori la nivelul minții,
ori chiar să intri la un dialog, că, na, cu tehnologia asta, poți să intri așa mai finuț, să vezi ce răspuns primești din partea cealaltă, că diavolul e șiret. Și așa se ajunge la lucruri grave. Dacă ești soție sau tânără și îți petreci prea mult timp, e aproape imposibil să nu găsești pe cineva care să crezi că e mai frumos, că e mai chipeș, că e mai descurcăreț, că chiar dacă nu ai intenția asta, chiar dacă ești cu frică de Dumnezeu și zici nu, eu sunt serios, eu sunt serioasă, diavolul va căuta să te prindă. Matei 5 cu 28 spunea Domnul Iisus: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Adică dacă se uită, nu dacă se uită la o femeie, că toți se uită și la femei și la bărbați și toți ne uităm unii la alții. Nu dacă se uită, dacă se uită ca să o poftească, dacă se uită cu scopul ăsta, prima dată te uiți nevinovat, a doua oară nevinovat cu un pic în plus, a treia oară vinovat, a patra oară mai vinovat și continuă până diavolul te prinde în capcană. Atenție! Atenție pentru tinere, pentru fete și avis părinților! E atâta crimă la ora actuală care pleacă de aici, că nu ne putem imagina, e chiar de speriat. Predators, sexual predators, traffic, human trafficking. Îs persoane care stau și de asta se ocupă, dacă poate să prindă o tânără naivă, dacă poate să o prindă, dacă poate să se întâlnească undeva cu ea și dispare. În fiecare zi dispar tinere din țara asta și nu le mai găsesc părinții și ajung să fie sclave undeva. Trafic de carne vie și pleacă de aici, că nu le găsește altfel, dar le găsește în social media și pe toate platformele prin care oamenii se conectează. Sunt predatori, sunt vânători, oamenii diavolului și a fără de legii care asta vânează. Fetelor, aveți grijă, și băieților, fetele sunt un pic în pericol mai mare aici, aveți grijă. Nu intrați în legătură cu cineva care nu-l cunoașteți. Nu vorbiți, nu răspundeți la o persoană pe care nu o cunoașteți, că nu știți cine e. Poate să fie un criminal, poate să fie cineva care urmărește să vă facă răul. Și acum răul se poate face foarte ușor, captând, aruncând undița și pescuind în felul acesta. Mare atenție! Al șaselea efect nociv. Se nasc în noi tendințe firești care sunt împotriva Duhului. Și de ce spun lucrul ăsta? Pe toate platformele, poate că în proporție de 90-95% sunt lucruri firești și între 5 și 10% sunt lucruri duhovnicești, lucruri spirituale, lucruri bune, lucruri frumoase sau lucruri nevinovate. Că e și bine, repet, e și bine. Nu pot să acuz tot, că n-ar fi corect. E și mult bine acolo. Eu am învățat la YouTube, am învățat cum se instalează pavers în backyard. Câțiva ani în urmă, când m-am mutat în altă casă, backyard-ul, grădina din spate, era numai pământ. Și am zis, vreau să-mi pun pavers, vreau să îmi fac un barbecue, vreau să-mi fac un fire pit. Și am zis atunci la soție, eu o să fac treaba asta cu mâinile mele. Eu o să fac. Dar n-am făcut niciodată. O să învăț. Uite, învăț. Mă duc pe YouTube și zic, cum se instalează pavers?
și îți arată. Cum să vii cu pietriș, cum să vii cu bătătorul, cum să vii cu nisip, cum să nivelezi nisipul și cum să pui pevers. Și a durat un pic de timp, mi-am luat, când am avut nevoie, un ajutor, două ajutoare, care o cărat, ca să era foarte mult de lucru fizic, și le-am instalat, le-am făcut singur pe toate. Am învățat de la YouTube, deci eu trebuie să recunosc că sunt și lucruri bune. Dacă ți se strică ceva în casă, te duci, orice, orice, de la ceas, la computer, la mașina de spălat, la mașina de uscat, orice vrei, orice vrei, poți să găsești. Deci sunt lucruri bune, dar cât timp își petrece omul la lucrurile astea bune și cât timp își petrece doar la lucrurile firești și pământești care îl atrag, pentru că noi, firea pământească, încă nu-i moartă, încă nu-i moartă, tendințele sunt acolo. De aceea spunea Pavel Romanilor 13 cu 14, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele, nu purtați grijă. Și atunci dacă toată ziua, de exemplu, dacă toată ziua te ocupi și te uiți la produsele de frumusețe, beauty products, mintea o să-ți fie numai acolo și ajungi să fii obsedată de piele, de sprâncene, să nu mai vorbesc de gene, că e moda asta nouă, mă mir că pot să stea unele cu ochii deschiși. E o ciudățenie, că bărbații cred că le-ar cădea pielea pe ochi, așa. Te uiți, ești obsedată de păr, de piele, de față, de unghii, de geantă, de poșetă, de ciorapi, de haină, de marcă, de... Dacă toată ziua ești acolo, asta te frământă. Când îți place ceva, cu cât te alimentezi mai mult de acolo, cu atât dorești mai mult, cu atât ești mai pasionat și mai interesant. Și mă uit și văd oameni, o persoană care n-are nicio pasiune pentru chestia aia și altă persoană care are. Ăla care nu are, el fluieră, n-are treabă, e relaxat, nu-i nicio problemă, am fain. E happy, mulțumit, e vesel. Celălalt, ce-a mai apărut? Ce-a mai apărut nou? Ce-a mai apărut nou? Oare care-i stilul nou acum? Cum e haina? Trebuie să fie mai lungă, mai scurtă? Mai largă? Pantalonii, ce o să facem cu pantalonii? Atenție, bărbaților! Că bărbații au fost mai cu minte. Și nu chiar s-au luat așa, dar unii și-au pierdut din echilibru și poartă pantaloni care n-ar trebui să-i poarte. Aveți grijă, mai ales tineri, aveți grijă. Știu că e moda asta cu pantaloni strânși, să vi se vadă gamba, să vi se vadă șezutul, să se vadă ce nu trebuie să se vadă în public. Aia e pentru nevastă-ta, dacă ești însurat, la nevastă-ta arată-ți mușchii și picioarele. Dar nu la biserică. Și nu între oameni. Nu în condițiile astea. Și poate dacă mergi la sala de sport, sau poate dacă mergi la not, sau poate dacă mergi la parc. Dar nu între oameni, ci nu în casa lui Dumnezeu. Și din păcate, din când în când, la închinare sau la amvon. Atenție mare. Dar de ce? Că s-o obsedați oamenii cu chestiile astea, dacă toată ziua ești acolo. Te frământă, te consumă. Unii cu bijuteriile, extraordinar, cu produsele de modă. Numai la asta se gândesc, numai asta e frământă. Și alții care nu se gândesc, ei se relaxați. Ei n-au treabă. Ca și cum sunt cei mai mulți, cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră. Nu, ce faină e viața. We have nothing to worry about. Life is good, we are relaxed. Avem ce mânca, cu ce ne îmbrăca, avem prea mult. Atenție, fraților și surorilor!
tendințele firești cresc, se intensifică atunci când le saturi, atunci când le alimentezi. Taie! Schimbă-ți direcția, ocupă-te de altceva, găsește altă pasiune. Fii atent la lucrurile astea, pentru că dacă nu ești atent, ți se trezesc poftele în loc să pui capac pe firea pământească, în loc să răstignești firea pământească, te trezești că numai asta te interesează și numai de asta ești pasionat. Și știi ce? Probabil că ai văzut. Dacă te interesează ceva, tot la aia îți vine reclame. Tot la aia îți vine reclame. E destul și să vorbești și te aude telefonul. Nu știu dacă ați băgat de seamă. Ați vorbit în casă. Mă, I would like to buy a new SUV. Păi am făcut câteva zile în urmă că am discutat cu soția un pic că poate ne schimbăm mașina. Na. Și am făcut un pic de research. Ai, mă năpădesc e-mail-urile și reclamele. Toți, șoimii, toți vulturii îs pe mine. Cu reclame la mașini. SUV, uite-i ăsta, apare Volvo, apare Mercedes, apare BMW. Ai, bă, zic, mai bine o lăsam baltă. Toți sar pe tine, se îngrămădesc să-ți vândă produsul. Asta se întâmplă, orice cauți, vine și aleargă după tine pentru că se știe că tu ești pasionat, ești interesat în așa ceva. Și știu că ai văzut lucrul ăsta dacă mai ești pe acolo. Mare pericol, al șaptelea și ultimul în seara aceasta, culminează cu pierderea părtășiei. Pierderea părtășiei cu Dumnezeu în primul rând și apoi cu biserica și apoi cu cuvântul lui Dumnezeu, cum se predica și dimineață, cu adevărul, părtășia cu Duhul Sfânt, bucuria mântuirii, bucuria întrunirii, bucuria citirii, să pierd astea, încet, încet veștejesc, încet, încet să nasc alte pasiuni și alte dorințe. Și scade și se stinge și se pierde părtășia sfântă. Pentru că există o luptă reală între duh și fire. Galateni 5:17. Căci firea pământească poftește împotriva duhului și duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Și care e concluzia? Așa că, asta e concluzia. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Că dacă faceți tot ce voiți, crește numai firea. Numai firea, câștigă firea. La fire în continuu trebuie să-i spui nu. Nu, nu, nu aici, nu aici. În continuu trebuie să spui firii nu, ca să se dezvolte omul duhovnicesc. Și să iubești ce este duhovnicesc. Cu cât iubii mai mult lucrurile firești și pământești, lucrurile menționate și altele pe care le știți dumneavoastră, cu cât le iubim mai mult, cu atât devenim mai apatici, mai nepăsători, mai slăbiți, chiar atrofiați, chiar într-o stare de adicție față de lucrurile din lume. Și ajunge omul la punctul că nimic nu-l mai satisface. Nimic nu-l mai satisface. Pentru că încearcă ceva și dacă ai lucrul respectiv, ca și când îți cumperi mașină nouă. Ai visat toată viața, că mai sunt din ăștia, îs puțin, dar mai sunt. Ai visat toată viața să ai nu știu ce mașină, bă, dacă ajung. Chiar că americanii nu sunt așa flămânzi după mașini ca și europenii, că la noi e o unealtă de lucru, mașina. E mai puțin un statement. Dar în Europa, mașina e foarte importantă. N-am fost odată în România să nu mă întrebe oamenii ce mașină conduc. Bă, dar eu n-am întrebat pe nimeni, eu nu întreb pe nimeni niciodată ce mașină conduce, că nu mă interesează. Da, dar
în Europa altfel lucrurile. Contează foarte mult. Contează foarte mult mașina și visez să pui mâna pe o mașină. Cât timp te satisface? Ai ajuns în posesia ei. Cât timp te satisface mașina aceea? Cât timp ești împlinit și fericit după mașina aceea? O săptămână? Două? Trei? Și dacă Dumnezeu te iubește și vrea să-ți facă bine sufletului, în parcare la Walmart vine unul să bagă în tine. Și îți aranjează mașina și îți vindecă Dumnezeu sufletul. Și îți dă o lecție, auzi, fii liniștit, hai, vai, ca și cum ar fi rupt din inimă. Poate că trebuie să fii mai atent, să ții mai puțin la lucrurile astea. Să ajunge la punctul la care oamenii nu-ți mai satisfăcuți de nimic. Nu-ți mai mulțumiți de casă, nu-ți mai mulțumiți de mașină, nu-ți mai mulțumiți de biserică, nu-ți mai mulțumiți de nevastă, nu-ți mai mulțumiți de bărbat, nu-ți mai mulțumiți de copii, nimic nu te mai satisface că cineva are ceva mai mult și mai bun decât ai tu. Cineva undeva în universul ăsta, ai văzut tu că e mai grozav decât tine. Și gata, a venit diavolul, te-a injectat cu virusul ăla și... Băi, ăsta e pericolul. Dar îți binecuvântați copiii lui Dumnezeu. E binecuvântat poporul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă încurajez. Am expus câteva pericole pentru ca să ne disciplinăm, să fim atenți, să nu credem că putem să intrăm în lumea asta și fără să ne disciplinăm, fără să avem grijă, fără să luăm în serios, fără să ne rugăm, să postim, Doamne, cât de mult, unde, despre ce și cum. Dacă nu facem lucrul acesta, suntem în pericol, oricare dintre noi e în pericol. Dar dacă suntem disciplinați, dacă îl iubim pe Dumnezeu, dacă ne limităm, dacă iubim cuvântul mai mult, dacă iubim pe frați mai mult, dacă iubim pe Dumnezeu mai mult, dacă iubim biserica mai mult, dacă ne iubim familia mai mult și lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și lăsăm pe Duhul Sfânt să ne aducă adevărata împlinire și fericire, vei fi un om binecuvântat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu cu o rugă de mulțumire. Aș dori să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Asta e primul lucru, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Trăim într-o vreme grea, într-o vreme dificilă. Cei care nu sunteți conectați cu nimic de tehnologie asta, dați slavă lui Dumnezeu. Lăudați-L pe Dumnezeu că n-ați pierdut nimic. Cei care sunteți conectați și sunteți disciplinați, să ne rugăm Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne ajute. Cei care și-au depășit limitele, cei care sunt afectați într-un mod nociv de ce este în lume, să se trezească, să se oprească, ascultă-mă, când te duci acasă, fă-ți o analiză, vezi cu ce-ți consumi timpul, vezi ce te pasionează și roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă apetitul pentru cuvânt și pentru părtășia cu El și El, Duhul Sfânt, să ne umple. Să ne umple de viața care vine de sus și să ne binecuvinteze. Haideți să ne rugăm cu toți împreună.